permite de-a voie decât să vină la o anumită oră acasă. Și această oră, seara, era ora 9, pentru că atunci s-a murgea. Și noi așteptam ora aceea, nu dormeam, stăteam acolo la geam să ascultăm cântecele astea care erau extraordinare. Așa cum s-a avut așa ceva. Dar și bucuros să văd că mai există. Deci, nimeni nu se potrivea culturii, tradițiilor culturale, al etniilor. Țiganii își făceau rostul lor și la noi în Comorov erau țigani turci, din aia cu șalva. Da. Nimeni nu se împotrivea țiganilor ca țiganii să-și facă munțile așa cum erau. Din contra, ne invitau și pe noi și am fost la munți țigănești. Din copil am fost la munți țigănești. Grecii, când aveau Grecia, aveau sărbători. Se făceau niște bairamuri, nu mai vorbim pentru că grecii știți că sunt cântăreți extraordinari. Sunt oameni de petrecere. Sunt oameni veseli. Toate se făceau. Hai să spunem că era un cartier, Comorov era un cartier. Dar cred că aceste lucruri se făceau peste tot. Biserica Sfântul Mihail, Sfântul Ioan Teologul, deci aceea de la capătul lui Eminescu, era locul unde ne întâlneam toți copiii. Niciodată n-a existat să fim goniți de acolo. De lângă biserică, de făceam scandal sau împotrivă. Căutau oamenii să ne atragă în biserică. Pe vremea aceea, când era ceva împotriva conceptelor comuniste. Așa am trăit și așa am copilărit. Cu aceste gânduri am mers în facultate și cu aceste gânduri am ieșit din facultate și niciodată n-am gândit că poate să fie altfel. Pentru că toți trăim pe acest pământ frumos și bogat, care este Dobrogea, un pământ al zeilor, care este apărat de dede și binecuvântat de Dumnezeu. Nu sunt cutremure în altă parte și aici în Dobrogea, nu sunt. Sunt revărsări de fluvii în altă parte de apă și aici în Dobrogea, nu sunt. Pentru că este un pământ, așa cum vă spuneam, binecuvântat de Dumnezeu, pe care oamenii au știut întotdeauna să-l păstreze. Pentru că oamenii s-au iubit între ei, nu pot trăi frățește între ei. Vă mulțumesc! Să vie să-l viziteze și să constate, spre mare lor surprindere, că această
special Turcia, în adâncul orientale. N-am abadat de vista ca femele, cu același confort ca în cea mai înfundată mahala din Constantinopol. Acolo se servește cafeaua, veritabilă cafea antigene, și șezând turcește pe un pat mare de scândră, acoperit cu roșii și împreștuit cu o bară de lemn, pe care turcii greu își întind membrele și dau la taifață. Un asemenea tablou sintetizează viața trindavă și tina de lume a orientalilor. Ca să confirme într-adevăr aceste lucruri, Centrul Dobrogei din 8 iunie 1998 a anunțat în pagina sa de informațiuni că doamna Hazarian Efendi, consul general al Turciei la Galați, va petrece sezonul de vară în orașul Babada. Și că într-adevăr, Tifna era la mare rang în Babada, aceeași gazetă a anunțat că o armeancă din Babada a murit la venerat de vârstă de 120 de ani, iar puțin înainte lucrase la război. Și în întâlnire aș vrea să dau un citat din Dobrogea Ușună, ziar care a apărat la Constanța, la 1 iunie 1914, care cuprinde perfect farmacul Turciei și implicita Dobrogei. Citesc. Aici întâlnești violența și intrusivitatea meridionalului, dincolo fatalismul resemnat și încetinarea orientalului, opusă cu firea deschisă și comunicativă a României, arată că a fost una aspre și retrasă a Bulgariei. O pretutindem de știți de această metodă luptă diversitate, care asumă, care te atrage, te reține, te încălzește. Și această diversitate nu rămâne numai de ceea ce e extern. Că merge până la cele mai adânci ascunzișuri sufletești ale cooperațiunilor dulce. Traiul la oaltă, practic de arătul, aș dată licit între diversele neamuri păcocese, o conștiință unitară, aceea unei comunități, cu un soi de interese și cu un sigur soi de astfel ajuns. Și acum aceea a propășit bineînțeles, și atât dulcenii prășimei comunității trebuie să avem în vedere acest lucru. Știrile despre Turcia sunt savuroase în toată presa românească de sfârșit de săptămâna 19 și de săptămâna 20. Marea majoritate a gazetelor sunt prezente ca foi de timp și în expoziție. Și dacă vreodată veți avea la care să vă opriți asupra acestei prese turcene, sigur nu o să vă pară rău. Mulțumesc! Bună ziua și la mulți ani. Inițial m-am gândit să prezint eu pe scurt comunitățile, însă m-am decis în cele din urmă să invit cei mai reprezentativi președinți ai grupurilor noastre etnice care convențesc armonios în municipiul Tulcea. Și aș începe cu doamna profesor Neumann Natalia, vicepreședinte Comunitatea Rușilor Ipoveni din Tulcea și șef Centrul Cultural Multietnic. Vă rugăm. Mulțumesc. Dacă e să fim, am putut acum să-l întrebăm pe domnul Gheorghe, oare de ce nu fi văzut și rușii printre atâtea minorități în oraș? Eu le-aș fi răspuns, sau aș fi, acum vă răspund, sigur, ori erau la biserică, o fi fost duminică dimineață, ori au fost după ora 10, când rusul Ivomean erau cei nărime. Cei nărime nu erau în centru, ci erau și două cartiere. Probabil acesta o fi secretul a absenției rușilor Ivomean din centru și de la cafenele. Nu prea beau ei cafea, cafea atunci. A doua problemă care aș vrea eu să ridic este aceea că nu știu, cred că Dumnezeu ne-a călăzit să trăim în acest minunat oraș. Unde, dacă sunt evenimente importante la un nivel înalt, suntem și noi minoritățile prezente. Și iată și ziua de astăzi. Este o zi minunată, zi în care sărbătorim alipirea Dobrogei la patria mamă. Și noi, comunitățile, probabil am fost prezente atunci. Dacă mi-aduc aminte, bunica mea mi-a povestit că bunicul ei a fost prezent în Tulcea, tocmai în momentul în care a venit regele, așa, Carol al doilea parcă, așa și Carol I, da, așa, o istorie puțin șcheapă, așa și era printre cei cască dură la tot evenimentul, pentru că făcea un mic negoț și a văzut acest eveniment și vă dați seama, a venit acasă la jurul nostru, și de acolo sunt, și a povestit ce mare eveniment a fost și cum a avut de norocul să vadă pe lege țării. Pentru că suntem într-un muzeu de istorie și arheologie și noi,
cei care răspundem de comunități, facem, să zicem așa, aceste sărbători în istoria comunității. Eu personal am deja peste 100 de cântece, pentru că răspund și decorul Jurii Cobeni și, sinceră să fiu, în momentul în care am cules cântece, sigur că erau adunate, sunt adunate de la bătrâni, bătrâne, care poate au uitat în totalitate cântecul. Și acum, pentru că avem posibilitate să deschidem un computer, am căutat, poate găsesc, între cântecele existente în Rusia, vă spun sincer, nu zic 50%, dar 30% din cântecele pe care le am eu nu mai există în Rusia, nu se mai cântă. Iar dacă e să vă spun, când au venit jurnaliștii din Rusia și au descoperit după Revoluția noastră din octombrie că existăm noi aici, în România, pentru că nu s-a știut să facă, a zis unul din ei, dar sunteți adevărați ruși. De ce? Pentru că ne-a auzit cântând, ne-a auzit interpretând cântecul, dansul, așa cum în Rusia astăzi nu mai este. Și vă mulțumesc, ne spus de mult, pentru ocazia de a fi și noi aici astăzi. Vă doresc multă sănătate, domnului profesor Bauman, deși nu lipsește, ne-a făcut o mare cinste și bucurie. Și noi, și eu, de multe ori am ieșit la plimbare și am plimbat împreună și cu domnul Bauman, suntem în aceeași generație și mi-a adus aminte de minunate clipe când am fost copil, tânăr și când ne-am simțit foarte bine toți locuitorii orașului. Vă mulțumesc! Domnul profesor Daniel Stoica, inspector pentru rom, comunitatea romă, Balcan. Dacă așa să fiu foarte spus să vă spun câteva cuvinte despre istoria comunității noastre și eu mi-am pus întrebarea de unde venim noi, ce căutăm noi pe pământ românesc și am citit că acum 1000 și ceva de ani, undeva din India au plecat în trei valuri succesive. Există și un mit în care se spune că au plecat din Egipt, dar nu este adevărat. Și în zona noastră a Europei au plecat cel mai numeros val. Iată, din Europa, cel mai mulți români se regăsesc aici, în România. Dobrogea noastră este interesantă din punct de vedere al neamurilor de rom, pentru că este singurul neam de rom care se numește Horahai, romii turci, unde găsim în zona Constanței și cel mai mulți în zona Babadarului. Și mai avem și în zona Libertății, în popor, romii rom-turci. Un alt neam de rom sunt romii ursari, sunt acei puși circari care mergeau la casele boieri și încântau boierii. Și mai avem un alt neam de rom, interesant, care se regăsesc în zona Taberei, viitorului romii corturari. Ei au și o poreclă, se numesc Cioroman, nu vine de la Ciordin, vine de la Cior, de la săraci. Da? Astăzi s-au scris câteva cărți și aș vrea să-i mulțumesc Veronica Petrichei, care m-a ajutat la o lucrare pe care am făcut-o cu dumneiei despre neamul de rom turci. Veronica Ivanu, că face semnul soțul. Fosta Petrichei, când am scris acea lucrare. Și am scris câteva lucruri despre romii turci. Lucrarea aceasta, dacă sunteți interesați să vedeți de unde muncesc cu ei aici, în Babadar, sunt romi tradiționali, pur tradițional, care își respectă și limba, și portul, și tradiții interesante. Nu vreau să vă plictisesc, vreau să vă mulțumesc pentru atenția pe care mi-ați acordat. Domnul Cernetiu Dumitru, președinte Uniunea Ucraineană, Tulcea. Era și păcat ca ziua de 14 noiembrie, ziua Dobrogei și sărbătoarea noastră, să nu fie exploatată în mod cultural, pentru că de multe se pare că nu putem să trăim.
Așa că, după atâta muncă, păduiesc că reiștăm și noi, puțin relașul în acesta cultural. Evenimentele care se succed cu o viteză amețitoare evidențiază faptul că și la Tulcea societatea noastră evoluează în mod pozitiv. Chiar discutam cu cineva cu câteva ani în urmă că în tinerețe am poposit pe la Carei, localitatea opusă nouă. Și am constatat cu dispeță, vă spun că și pe vremea eram tulcean, Tulcea avea jur de 70-80 de mii de locuitori și nu se regăsau decât că aveam o casă de cultura sindicatelor și o dată de două ori pe an veneam pe un teatru de comedie sau de altă natură în care jucam inclusiv electricieni. La care pe acea vreme se găseau două teatre. Unul teatru în limba română, teatru în limba maghiară. Uitați că încet, încet am ajuns și noi, ne apropiem de acel nivel, din aceea că avem deja teatrul nostru, este o mare realizare. Pe lângă aceasta, evenimentele care se desfășoară la nivelul Tulcii cresc și ca valoare și ca manifestare. Inclusiv cea de astăzi, când fericitul moment când sărbătorim Ziua Dobrogei, ne găsește împreună și lucruri pe care credem că trebuie să le tratăm ca atare. Despre comunitatea noastră sunt date, dar zic eu că nu sunt complete. Și ca o curiozitate așa, deși ea nu este, și rușii licoveni, și noi, ucraineni, și germanii, am venit din Imperiul Țarist, mânați de pasiunea Imperiului, ca să nu spun altfel. Și ne-am găsit loc de odihnă, de muncă, de procreare și de celor dumneavoastră. Și uitați că și în ziua de azi, comunitățile noastre își desfășoară activitatea la nivelul la care au ajuns fiecare, în funcție de pasiuni, de ocupații, de dezvoltare. Lucru pe care acest mozaic cultural ar fi păcat să-l abandonăm și să ne lăsăm pradă europenizării. Pentru că și legile europene, din câte am înțeles eu și cred că n-am înțeles greșit, presupun ca minoritățile etnice să aibă un loc aparte, să dea acea culoare de care este atâta nevoie în Europa. Sper că și prin prezența noastră la nivelul comunității, atât la nivelul orașului Tulcea, cât și în județ, să participăm afectiv și efectiv la manifestările și economice și, bineînțeles, cele culturale. Vă mulțumesc! Domnul Popescu Constantin, președinte Comunitatea Română. Câteva cuvinte despre organizarea Asociației Comunitatea Română din România, pe lângă zona istorică și cea actuală. Armânii din Tulcea și din România au venit un timp, ca și colegul meu Gabi, au din zona balcanică. S-au stabilit în Tulcea, cei mai mulți, și am să insist asupra Tulcii, pentru că suntem zeul nostru, în localități ca Stivava, Măstejaru, Cagelar, Mănăstul, Covernicianu, localități în care au dominat sau nu numai teritoriul, dar și activitatea. În 1990 a luat inițiativa organizării Asociației Comunitatea Română din România, finalizată în 2004, februarie, când un grup de inițiativă armân s-au întâlnit la Slobozia, unde au discutat, au proiectat, au hotărât organizarea acestei comunități. Cu statut, cu regulament de organizare și funcționare, de acolo fiecare județ unde locuiesc mai mulți armâni, au constituit filialele acestei comunități. Dominant în activitatea noastră este zona culturală. Întrucât, de la capul locului, s-a pus problema cunoașterii istoriei noastre, a limbii vorbite, a tradițiilor noastre. În fiecare comunitate județeană, care o să mă opresc chiar la Tulcea, a luat ființă câteva ansambluri artistice specifice domeniului nostru, unde ne-am bucurat de o colaborare cu restul etniilor din oraș la diverse activități comune.
culminând anul acesta, în Marea Adunare de la Moscopole, din 15 august 2010, unde s-au întâlnit peste 8-9.000 de armâni din toată locul pământesc, toată locul. Din Australia, din America, Canada, Germania, zona europeană, cum spun, unde s-au schimbat și impresii, relațiile s-au îmbunătățit din ce în ce mai mult, corespondăm foarte mult cu toate țările unde lucrăsc armâni, prin presă, scrisă, și cea mai recentă întâlnire care am avut-o la Timișoara, unde în zona Banatului sunt destul de mulți armâni, becleni români, și au fost invitați armâni din Macedonia, cu un ansamblu cultural, unde periodic Tulcea, prin Cerna, este prezentă la această manifestare. Și ideea tuturor colegilor care au vorbit aici este acea culturală, pentru că numai așa ne regăsim în orice moment în care trăim. Partea de suntem ca Tulcea interetnici, ne simțim foarte bine cu altul, avem toți suntem colegi, inclusiv a fost colegi de liceu cu Bauma, și am stat un an de zile în gazdă la prietenul Ivanov Sasha și cu asta eu mă declar mai mult decât mulțumit că suntem și trăim și ne desfășurăm viața în acest județ Tulcea și în orașul Tulcea. Vă mulțumesc! Caterina Gheorghe, reprezentant comunitatea Elena, președinte. Făcând abstracție că sunt președintele comunității Elene, deci am să încerc să fiu obiectiv. Comunitatea Elene este privită din exterior, nu mai spun de cum privim noi, ca fiind o comunitate activă. Șansa mare a comunității Elene este că avem mulți copii. La această șansă contribuie statul Elen, ne trimite profesori și în incinta acestei clădiri, clădire istorică construită de strămoșii noștri greci, cartierul grecesc, cred că toți știți, este alături Biserica Greacă, strada Trandafilor, Biserica Greci, strada grecească se numea pe vremuri. Deci avem marea șansă să promovăm elenismul prin intermediul copiilor, prin limbă. Copiii primesc ore de istorie predate de profesorii de greacă din Grecia și în același timp, practic, totul se face numai copiii prin sprijinul comitetului de conducere și nu numai al membrilor comunității care își aduc aportul pentru că noi, grecii, vrem să lăsăm ceva în urmă. Civilizația greacă, după cum se știe, este necunoscută. Și de ce nu și copiii noștri, la rândul lor, să învețe pe urmașii lor. Suntem mândri că lăsăm aici, pe acest pământ românesc, ceva demn de la. Această clădire întotdeauna a fost cunoscută ca Sala Elen pe vremuri. Ținta comunității este să reînvie ceea ce a fost, pentru că în această clădire se făceau atât cursuri de limbă greacă, se promova obiceiurile, se promovau tradițiile și continuăm, ne străduim să transmitem, să păstrăm, practic, ceea ce a fost în acest set. Vă mulțumesc frumos! Vreau să vă spun că recensământul din 1912, evreii din Tulcea erau în jur de 2000 de suflete, ceea ce însemna o populație destul de mare și de densă. Au plecat, suntem astăzi mai puțin, însă ce pot să vă spun? Că s-au obținut fonduri.